Salutare toată lumea și bine ați venit la al doilea sezon din seria de Minecraft Planeta lui Max. De data asta o să jucăm pe versiunea 1.12.2 și am de gând să joc pe o hartă nouă. Știu că probabil mulți o să vă întrebați ce s-a întâmplat cu sezonul 1, de ce nu mai continui cu sezonul 1. Ideea e că a trecut mult timp de atunci și Minecraft-ul s-a updatat destul de mult și nici nu sunt prea mulțumit de ce am reușit să fac în sezonul ăla. Nu știu, mi se pare că am jucat prea puțin, trebuia probabil să joc mai mult off-camera, să pot să construiesc chestii mult mai mișto și să fie episoadele mult mai mișto, așa că asta am de gând să fac în sezonul al doilea. Am de gând să fac o serie de Minecraft care o să continue cel puțin toată vara, deși probabil o să dureze mai mult de atât, habar n-am când o să avem totul finalizat și o să batem dragonul și toate chestiile astea. Mă gândeam dacă ar trebui să fac o serie de Minecraft Vanilla din nou sau nu și sincer am ajuns la concluzia că da. Pentru că Minecraft-ul e foarte creativ și poți să faci chestii diferite de fiecare dată și pentru că s-a updatat destul de mult și curând o să apară versiunea 1.13 care are update-ul ăla mișto în ocean și o să facem atunci un update și o să fie foarte, foarte mișto. Ok, punem numele Planeta lui Max, sezonul al doilea. Avem nevoie de un bonus chest. Aici putem pune... Hai să punem large biomes, pentru că e mai interesant așa, după părerea mea, decât să fie un biome mic și să se schimbe foarte repede, e mai mișto așa. La seed nu contează ce punem, nu avem un seed pe care ni-l dorim și hai să creăm al doilea sezon din seria asta de Minecraft. În cazul în care ați rămas până aici la videoclipul ăsta, vă recomand să vă uitați la seria asta pentru că o să fie ceva ce n-ați mai văzut cel puțin pe canalul meu până acum. Adică o să vreau să fac chestii atât de mișto încât să mă surprind și pe mine. Nu știu dacă o să reușesc asta, dar o să vedem pe parcurs. Poate îmi dați și voi sfaturi în comentarii de ce ar trebui sau ce ați vrea să fac pe serie și o să țin cont de toate sugestiile voastre, mă rog, o să țin cont de ele. Asta nu înseamnă că o să le pun în aplicare pe toate. Doar dacă mi se par mie suficient de mișto și interesante. Ok, hai să luăm niște lemn. E bine că mi-a dat bonus chestul ăsta de început, pentru că nu mai trebuie să mă chinui acum să sparg lemnul cu mâna, cum trebuie să faci de obicei în Minecraft. Hai, dăm tot copacul, frate. Bă, nu cred că avem nevoie de prea mult lemn. E bine că avem torțele astea pe care le putem pune în mână. Vreau să-mi ziceți dacă vi se pare o idee bună, în primul și primul rând, să începem o nouă serie de survival și dacă ar trebui să alegem un biome de deșert. Deci m-am întrebat foarte mult. Mă rog, nu m-am întrebat, dar mă gândeam așa eu mult. Bă, oare ar trebui să fac ceva chestii în deșert? Nu prea am făcut multe chestii în trecut pe Minecraft în deșert și mi se pare un biome destul de interesant, dar în același timp destul de banal, pentru că e foarte flat și nu prea are copaci și chestii interesante decât cactus și nu ne plac cactus și nu suntem Ilies Vlogs. Deci nu știu ce să zic. O să vedem cum o să ne descurcăm. În momentul de față trebuie să găsim niște oi. Ok, le-am găsit aparent. Și să le omorâm ca să ne putem face un pat. Să nu avem probleme cu noaptea. Mă enervează foarte mult PvP-ul ăsta și PvE-ul, pentru că și pentru animale se aplică același mod de a te lupta. Nu știu de ce cei de la Mojang au păstrat tipul ăsta de PvP și PvE, pentru că înainte era de 10 ori mai mișto, după părerea mea. Dar e ok, nu ne încurc atât de mult pe o serie de survival și pe minigame-uri și chestiile PvP din Minecraft, încă s-a păstrat vechiul. Mai sunt atâtea oi aici, ești nebun? E bine că avem nevoie și de mâncare. Mâncarea se duce foarte, foarte repede. Vreau să vă zic de pe acum că nu o să joc cu cheat-uri pe seria asta. Deci în cazul în care vreți să ziceți, Max, trișezi, Max, ai dat game mode sau chestii de genul ăsta, nu o să fac asta. Dacă o să joc off-camera, și o să joc cu siguranță off-camera, vreau să colectez o grămadă de chestii off-camera, dar o să vă arăt, o să vă zic de fiecare dată ce am făcut off-camera, în fiecare episod o să vă anunț și o să fie bine așa, pentru că nu vreau nici să fac prea multe lucruri deodată și după să vă prezint, știi? Probabil dacă o să facem episoade pe viitor, o să fie ceva de genul eu joc off-camera puțin, după filmez câteva părți, după mai joc puțin off-camera, știi? Ca să nu creadă lumea că adaug cheat-uri, pentru că pe Minecraft e foarte ușor să adaugi cheat-uri. Adică doar trebuie să deschizi lumea în LAN și gata, poți să bași cheat-ul și să trișezi și să-ți bagi orice comandă vrei tu, ceea ce mi se pare cam stupid, n-ar trebui să fie atât de ușor. Ar trebui, dacă alegi de la început, să nu poți băga cheat-uri, să nu mai poți băga, pentru că altfel o să ajungi să bași cheat-uri chiar dacă nu vrei asta, știi, și nu e bine, e chiar nașpa. Așa că noi o să fim foarte, foarte corecți și nu o să adăugăm nici o comandă pe jocul ăsta. Ok, avem astea.
Încă e zi afară. Părul meu se mișcă în continuu pentru că am un ventilator care îmi bate fix în față. În cazul care vă întrebați de ce părul meu se mișcă așa puțin, am un ventilator care îmi bate în față, pentru că altfel n-ai cum, frate. Pe temperaturile astea mega ridicate n-ai cum să filmezi fără un ventilator care îți vine în față sau fără aer condiționat aprins. Îmi pare rău dacă se aude cam nașpa sunetul de la el sau dacă se aude, nu știu, din câte am văzut nu prea se aude, dar în cazul în care se aude chiar îmi pare rău, n-am ce să fac. Nu vreau să mor de cald de fiecare dată și să devină foarte, foarte nașpa să filmez. Așa că o să-l păstrăm cel puțin pentru un moment, până vedem cum altfel putem să facem temperaturi mai joase. Ok, vreau să mor vacile astea, dar pentru asta am nevoie de o sabie. Așa că hai să ne facem tot lemnul în lemn prelucrat. Facem un crafting table. Și încă nu am luat deloc stone, ești nebun? Ok, hai să mergem undeva și să facem rost de mult stone. Bă, îmi place biomul ăsta. Deși nu prea poți face multe chestii sau ai putea... Mamă, aș putea să fac o mega lume peste toată apa asta. Ar fi ceva, e o idee care ar merge după părerea mea, dar nu știu, încă o să ne mai gândim. Vreau să văd și sugestiile voastre în primul și primul rând. Ha, bă, mă enervează foarte mult când chestiile astea nu-s puse una lângă alta ca să pot să fac parcurs pe ele cum trebuie. Ok, avem nevoie de stone. Mamă, câte... Oi, ești nebun? De multe ori nici nu găsești oi dacă nu te plimbi 10 minute. Acum ai pus peste tot. Niște stău, n-am nevoie de piatră să-mi fac pickaxe și sabie. Ok, perfect. O să luăm mult stone. Vreau să am stone ca să nu mai chinui după aia să mă duc de fiecare dată să iau stone pentru orice chestie îmi trebuie. Probabil o să iau un stack sau ceva de genul ăsta. Poate găsim și niște iron sau niște coal. Ok, uite, am găsit chiar o mină, ești nebun? Hai să punem o torță aici. Parcă văd cum e un creeper în spatele meu. Nu știu de ce, de fiecare dată când sunt într-o mină și minez liniștit și n-am niciun fel de stres, explodează un creeper în spatele meu. Cred că s-a întâmplat asta de vreo minim 5 ori în episoadele mele și e cea mai frustrantă chestie care se poate întâmpla. În dreapta sus avem achievement-urile, care nu ne prea interesează, chiar dacă ar trebui, poate să ne intereseze, dar nu sunt atât de importante. Pe mine mă interesează să fac o lume mișto, să fac o casă mișto, să fac un castel mișto. Nu știu exact ce o să fac momentan, dar o să vedem pe parcurs. Însă vreau să fie o serie în care muncesc mult, să zic, bă, am muncit mult pentru harta asta. Nu oricine, jucând puțin, poate să facă asta, știi? Deci, de asta vreau ca seria asta să fie ceva special, ceva ce n-am mai făcut eu cel puțin. Bine, alții au făcut, vă dați și voi seama, doar că eu n-am mai făcut asta și o să fac de data asta. Foarte mult iron, ești nebun? Așa, din prima, gen prima mină pe care am găsit-o, pac, o grămadă de iron. E bine, pentru că am putea să ne facem doar materiale din iron. Mă rog, unelte, nu materiale. Am jucat prea mult Fortnite. Pe bune, de multe ori am impresia că joc prea mult Fortnite. Prima oară când am intrat în Minecraft, frate, acum câteva zile, să joc un Skywars. Mă rog, am jucat mai multe ca să mă antrenez puțin, pentru că uitasem cam tot. Deci nu reușeam să mă obișnuiesc deloc cu tastele de la Minecraft. Apăsam Shift ca să fug. Și mi-a luat ceva să-mi dau seama de cum funcționează. Mă rog, le știam, doar că din obișnuință, știi? Mamă, foarte multe chestii pe aici. Foarte mult coal. Foarte mult iron. Hai să facem multe torțe. Ok. Facem 36 de torțe. O să le ținem pe toate în mâna asta, ca să ne fie mai ușor. Hai să luăm tot ironul și să plecăm de aici. N-are rost să stăm acum în primul episod să minăm prea mult. Aș vrea să mă duc să-mi caut un biome mișto unde să-mi fac o casă sau ceva. Pentru... Oh, aici... Ok, aici am fost tot eu. Deci aparent mina asta nu e prea imensă. Sau mai e pe aici ceva? Ok, pe aici nu prea mai e nimic. Sau ba da? Oh my god, e o mare mină, ești nebun? Poate găsim diamante în primul episod, ar fi ceva. Ok, aparent nu-s prea... Nu! Oh my god! Nu, 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 nu. Ok, ne-a dăpostit puțin. Au niște zombi. Nu-mi place să au niște zombi. E oribil să au zombi. Și o să punem... Crafting table. Ok, avem aici crafting table-ul. O să facem două furnale ca să ne ajungă. Am făcut trei, ok. Cât mai multe, cu atât mai bine.
Și trebuie să ne prăjim iron-ul și mâncarea, pentru că n-avem mâncare ca să ne regenerăm, ceea ce e nașpa. Ok, punem mai multe bucăți aici de coal, după aia punem aici iron-ul și mâncăm pâinile astea între timp. Ok. Și așteptăm puțin să se facă chestiile astea. Mă enervează că pui atâtea torțe din greșeală dacă le ții în mâna dreaptă. De fapt e mâna stângă. Ok, în mâna stângă, îmi pare rău. Hai să ieșim de aici. Acolo sunt mulți zombi, ok, nu e prea bine să mergem acolo. Cel puțin până nu ne facem o sabie și chestii de iron. Ok, hai să facem acum o sabie de iron, dar nu mai avem bețe. Mamă, trebuie să ne ocupăm de toate, trebuie să gândesc din nou jocul ăsta. Ok. Ok, mai așteptăm un iron și facem un târnăcop. Mai mâncăm o chestie de asta, aparent se duce foarte repede mâncarea. Hai bă, mori! Ok, am omorât pe ăștia. Am omorât și pe ăsta, aici un creeper. Ok, nu vreau să explodeze lângă mine. Mi-e foarte frică de creeperi. Iar dacă nu sunt atât de OP, nu știu, scheleții mi se par cei mai OP din Minecraft, frate. Și sunt chiar prea OP, n-ar trebui să fie atât de OP. Adică te nimeresc cu săgețile alea, frate, în moduri inexplicabile. Mamă, e o mare mină aici, ești nebun? Nici nu știu dacă ar trebui să o explorez complet, sau poate ar trebui să plec momentan. Chiar nu știu care ar fi cea mai bună idee. Hai să ne luăm tot iron de aici, să luăm toată mâncarea de aici. Și hai să facem acum două pickaxe-uri de iron, pentru că o să avem nevoie de ele cu siguranță. După care facem un topor de iron, după care o sabie și ar trebui să facem și o lopată dacă tot facem unelte. Bun, perfect. Avem tot ce ne trebuie în momentul de față de iron. O să iau chestiile astea și o să plec. O să mă duc până jos acolo în mine. Nu știu dacă e cea mai bună idee, sper să nu mor pe acolo, sper să nu fie prea mulți mobi, dar hai să mergem, de ce nu? Facem asta. Avem două săbi. Ok, aveam o sabie și am mai făcut una, e ok. Niciodată nu strică câteva săbii în plus. Și unde mai era ironul ăla pe care nu l-am luat? Mă rog, oricum ironul... Oh, nu. Nu paianjeni, plecați de aici. Nu-mi plac deloc paianjenii. Bine, nu-mi place niciun mob din Minecraft, dar nu-mi prea plac paianjenii în general. Ok, ar trebui să mergem jos aici. Nu știu exact cum mă duc până jos ca să nu am probleme. Bun. Ok. Mamă, ce m-a speriat. Poate că simt diamante pe aici? Cine știe? Sperăm. Aș vrea să iau și stone mai mult, pentru că o să am nevoie de blocuri după. Ok, hai să luăm stone. Sau hai să căutăm diamante, frate, să vedem dacă sunt în primul și primul rând. Am rămas fără torți. Ok, hai să mai facem niște bețe. Ok, mă cam bate Minecraft-ul, v-am zis, n-am jucat de mult. Perfect. Niște diamante. Vreau diamante. Îmi plac mult de tot diamantele. Unde sunt? Mamă, PvP-ul ăsta mă bate rău de tot. E foarte, foarte ciudat. Ok, aparent nu e nimic prea interesant pe aici, deci probabil o să mai luăm iron-ul ăsta și o să plecăm. Nu vreau nici să pierd prea mult timp într-o mină. Oricum iron-ul o să găsim după. Hai să urcăm sus, nu știu, parcă mi-e cam frică aici. Nu mă simt în siguranță în mina asta, știi? E foarte întuneric, pot să fie mob peste tot, poate să fie un schelet care îți dă o săgeată și te arunce în lavă. Mai bine, nu, mai bine plecăm. Ok. De ce găsesc doar cât un bloc de redstone? Pot să jur că înainte mereu când găseai redstone, găseai mult mai multe blocuri. Probabil au modificat ceva chestii de când am mai jucat eu. Și au mai adăugat multe lucruri, probabil. Sau dacă n-au adăugat, o să adauge cu siguranță în 1.13. Hai să folosim cobblestone-ul ăsta ca să urcăm sus. Pe unde am venit? Bună întrebare, cred că o să mă duc așa până sus. Nu e cea mai ingenioasă metodă și cea mai practică metodă, dar e ok. Mamă, am ajuns la suprafață. Nu! Oh my god!
Nu lavă. Care erau șansele să vin fix în chestia asta cu lavă? Ești nebun? Ok, am de gând să pun niște torțe pe aici. Să omor niște oi. Mamă, sună atât de violent când zici să omor niște oi și omor. Uite, săracul purceluș. Uită-te ce drăguț e. Nu cădea în lavă. Ok, o căzut carnea lui în lavă. Eu. Pleacă-mă de aici. Pleacă de aici. Mamă, dar scad ceva mobii ăștia. Nu, scheleți, nu. Paianjen, voiam să zic. Mă enervează rău de tot paianjenii. Ok. Mori. Perfect. Nu știu exact. Hai să ne facem de fapt un pat, frate, ca să nu mai avem probleme de genul ăsta. Cu mobi random care vin. Mamă, acum paturile au culori diferite. Bine, de mult au culori diferite, dar e chiar tare. Trebuia să fie chestia asta de mult. Era stupid să faci un pat cu lână albastră și să iasă tot roșu. Nu știu, nu era deloc logic. Și Minecraft-ul, chiar dacă nu pare tocmai logic, are multe chestii care sunt destul de logice, știi? Bine, nu când vine vorba de blocurile care sunt prin aer și nu cad. Dar e ok. Pleacă. Ok, creeperul ăsta... Nu cred că vreau să am a face cu el. De-a face cu el. Mă bâlbuie destul de mult, frate. N-am mai filmat de mult timp. Să vorbesc așa în continuu și să am un comentariu în care vorbesc... Nu mai sunt obișnuit cu chestia asta. Să trebuiască să mă obișnuiesc din nou. Să trebuiască să fac multe clipuri ca să mă obișnuiesc din nou cum eram înainte. Dar e ok. Sunt pregătit să învăț din nou. Să fac YouTube și să fac clipuri și să joc Minecraft și toate chestiile astea. Mori, purceluș. Mori și tu, purceluș. Îmi pare rău că vă mor, dar îmi trebuie mâncare și voi sunteți singura mea sursă de mâncare. Poate o să ne facem vegetarian după ce avem o fermă de legume. Probabil că nu, pentru că e Minecraft, n-are sens să faci așa ceva. Adică de ce ai fi vegetarian în Minecraft? Hai să punem totuși între timp niște furnale. Eventual mai putem face câteva furnale. Bun. O să... Ok, mai putem face doar un singur furnal, dar avem 4, deci ne ajung. O să le punem aici, aici și aici. Bine, astea voiam să le pun mai în spate, dar cumva s-au pus aici, ok. Și hai să punem, aici pun niște iron, aici pun tot niște iron, după aici pun niște mâncare și aici pun tot niște mâncare, ok. Perfect. Avem tot ce ne trebuie în momentul de față. Ar trebui să mai omorâm vacile astea pentru că avem nevoie de mâncare foarte multă ca să nu rămânem fără pe parcurs și să nu trebuiască de fiecare dată să stăm să o prăjim. Probabil o să avem un lung drum de făcut. Hai, văcuț. Ce faci, Milka? Dă-mi, te rog, lapte. Oh, nu. Cum am căzut aici? Trebuie să-mi pun niște blocuri la îndemână ca să-mi fie ușor să le folosesc de fiecare dată. Ok, perfect. Avem și piele. Nu prea putem face multe chestii cu pielea, dar pe viitor o să avem nevoie pentru bookshelf-uri. Deci o să o păstrăm. O să o ducem în locul unde o să-mi fac următoarea casă și o să o punem acolo un chest. Așa cred că e cel mai bine. S-a făcut ceva? Ok, avem iron. Avem mâncare bună și multă. Și hai să facem acum o armură de iron. Și niște pantaloni. Ok, hai să facem acum o cască și niște buți. Perfect. Avem full iron în momentul de față, încă din primul episod. E ceva, cât de cât acolo, ca să fim protejați la maxim. Și acum vreau să găsesc biomul perfect unde să-mi fac o casă. Nu știu exact care e ăla, dar o să-l găsim imediat. Hai să luăm toate furnalele astea. O să prăjim restul ironului mai târziu. Momentan nu mai avem timp de așa ceva. Și hai să vedem ce putem arunca. O să arunc asta, asta, astea. Granit, nu prea avem nevoie momentan de așa ceva. Gunpowder. Ok, păstrăm restul chestiilor pentru că s-ar putea să avem nevoie de ele mai încolo. O să iau și sugarcane-ul ăsta. Vino la mine. Pentru că o să avem nevoie de el mai târziu și o să vreau să-l plantez la mine acasă. Nu știu când o să se întâmple, dar mă rog. Momentan trebuie să găsim un loc unde să ne facem casa și după să facem o casă. Mai e ceva de muncă și de explorat pe aici, dar nu ne grăbim nicăieri. Avem tot timpul din lume. Uite niște văcuțe acolo.
nu le mai omorăm pentru că ar dura prea mult să mă duc să le omor și e ok, avem suficientă mâncare în momentul de față. Nu știu, aș vrea un biom de mesa sau un biom de savană, cred că mi-ar plăcea, da, savana e favorita mea, probabil știți că am avut atâtea serii în care am făcut chestii într-o savană. Nu știu de ce, dar chiar îmi place biomul ăla, chiar arată mișto și cu pacea aia din savană-s mișto. Ar trebui să bage girafe, frate. Ar fi chiar tare să bage mai multe animale, nu știu, să fie o grămadă de animale sălbatice în Minecraft. Adică înțeleg că e de pe vremea foarte, foarte veche, gen. Dar totuși, animalele au fost și acum mult timp. Nu doar oi, porci și vaci există. Bine, și iepuri, bine, și urși polari și... Mai sunt câteva animale, dar totuși ar trebui să fie mult mai multe. Probabil o să mă plimb eu mult off camera și în următorul episod o să găsim deja următorul biome, pentru că n-are sens să ne plimbăm așa 50.000 de episoade în care găsim un loc pentru casă, știi? Vreau să fac episoade în care am progres destul de mare în fiecare episod, adică să joc și off camera, să fac ce mai pot face, chestiile plictisitoare și nașpa să le fac off camera, știi? Mamă, deci am dat de oi peste tot. Efectiv, peste tot pe unde m-am plimbat am dat de oi. Uite, acolo, aici, ai... Aba, nu, aici nu e nicio oaie. Credeam că e o oaie aici. Ok, Max, n-ai probleme cu vederea, e ok, totul e bine. Mamă, și se face noapte din nou. Bine, am putea să dormim. Și cred că o să încheiem aici episodul ăsta. Și o să revenim cu al doilea episod foarte curând. Fraților, dacă vă place seria și dacă vreți să facem în continuare episoade din ea și dacă aveți încredere că o să fie o serie mișto, apăsați butonul de like, iar eu o să revin foarte curând cu următorul episod. Pa, pa!